Ce este Biblia? Ce conține? Ce înseamnă Revelația? Și mai este ea actuală azi? Nu cumva ar fi cazul ca Scriptura să fie adaptată timpurilor noastre și să fie rescrisă de o inteligență artificială care să țină mai mult cont de realitatea ideologică și de actualele valori ale lumii noastre? Nu ar trebui excluse noțiuni eterne precum păcat, har, lege, sfințenie, judecată sau revenirea lui Hristos și să ne concentrăm mai mult pe valori universal religioase, moralitate, meditație, potențialul iubirii, toleranță. Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim azi răspuns, inspirați fiind de materialul următor realizat de Opinia Production. Îl urmărim și revenim la dezbaterea din platou. Nu este adevărată afirmația conform căreia Biblia a fost adusă la existență de o inteligență non-umană, dar ar putea deveni adevărată foarte curând prin rescrierea ei cu ajutorul computerelor inteligenței artificiale. Afirmația aparține lui Yuval Noah Harari, intelectual evreu, profesor la Catedra de Istorie în cadrul Hebrew University din Ierusalim, ideolog de notorietate al Forumului Economic Mondial și homosexual. Pentru Harari, Biblia este nu doar o colecție de istorisiri fanteziste nerelevante, ci și o instanță critică nerezonabilă. De fapt, nu este singurul care face astfel de afirmații. Într-o perioadă marcată de un progresism radical, declarația lui Harari se încadrează în implementarea pe scară largă a conceptului de politically correct. Corectitudinea politică este un termen folosit pentru a descrie limbajul, politici sau măsuri care sunt menite să evite ofensarea sau dezavantajul membrilor anumitor grupuri din societate. A apărut pentru prima dată în anul 1930 pentru a desemna aderarea la o anumită ideologie în regimurile totalitariste. Dar, de la sfârșitul anilor 1980, termenul a fost folosit pentru a descrie o preferință pentru un limbaj inclusiv și evitarea limbajului sau a comportamentului care poate duce la excluderea, marginalizarea sau insultarea unor grupuri de persoane dezavantajate sau discriminate, în special grupuri definite de etnie, sex, gen sau orientare sexuală. În discursul public și în mass media, termenul este în general folosit ca peiorativ, cu implicație că aceste politici sunt excesive sau nejustificate. Așa s-a justificat reformularea în sens de mutilare a capodoperelor literare sau cinematografice. Vezi celebrul film Pe aripile vântului. Îndrăgitele desene animate, de exemplu Albă ca zăpada și Cei șapte pitici, doar pentru a suna corect. Și tocmai aici apare marea problemă a lui Noah Harari și a celor care au aceeași viziune despre viață ca a lui. Biblia nu a fost și nici nu va fi o carte politically correct, adică nu va fi o carte cu zero valențe potențial ofensatoare. Biblia descoperă viziunea lui Dumnezeu cu privire la viață, familie, societate, credință, ritualuri, un sistem de valori devenit anacronic sistemului progresist occidental. Într-o manieră cald paternalistă, dar simultan fermă, Biblia mustră păcatele și prescrie calea mântuirii. Și atunci sunt două variante. Să fie eliminată, s-a demonstrat din încercările anterioare din istorie că lucrul acesta este imposibil, sau să fie reformulată încât să corespundă unei noi paradigme sociale. Apariția inteligenței artificiale a dat o nouă speranță pentru apariția unei Biblii care să sune politically correct. Cum va arăta Biblia în noua paradigmă? Inteligența artificială va exclude noțiuni precum păcat, har, lege, sfințenie, definiția tradițională a familiei, spiritism, vrăjitorie, judecată sau chiar revenirea lui Hristos. Sunt sisteme doctrinare învechite, nu? Și nu doar atât, dar aceste concepte rănesc și jignesc sensibilitatea omului modern. Noua Biblie va include însă sinteza ideilor universal-religioase, moralitate conjuncturală, meditație cu iz transcendental, dezvoltarea potențialului umanist, iubire fără limite morale arbitrare și toleranță. Noua versiune va fi mult îndrăgită de profiluri umane precum cea a profesorului Harari, pentru care încadrarea actuală la tagma păcătoșilor reprezintă o ofensă existențială și nu o oportunitate pentru salvarea din păcat.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună, vă mulțumim pentru acest subiect provocator pe care ne-l aduceți și astăzi la a doua opinie. Într-adevăr, ne pune pe gânduri ceea ce a spus, iar finalul materialului pe care l-am ascultat, pe care l-am urmărit, ne arată într-adevăr o dilemă socială foarte puternică, dar și una care are niște implicații morale speciale. Vorbim despre Biblie și în ce măsură aceasta mai este relevantă astăzi. Cum v-ați gândit să integrați până la urmă ideea aceasta de scriptură în conceptul acesta pe care, iată, Harari îl aduce? Nu este pentru prima dată când apare în discuție statutul Bibliei. Să nu uităm că Biblia este cea mai tipărită și cea mai citită carte din istoria omenirii. Se vorbește despre peste 4 miliarde de exemplare tipărite și aceasta spune ceva despre statutul acestei cărți, o carte de fapt unică. Însă Biblia în contextul actual este o provocare pentru felul de a fi al societății moderne. Și aminteam și în material la un moment dat, se încearcă o variantă pentru ca Biblia să nu mai fie atât de relevantă pentru societatea de astăzi. Să o scoți, s-a văzut din istorie că este o imposibilitate. Și atunci încercarea cea mai potrivită ar fi aceea de a o transforma, adapta. De a o adapta, eu aș folosi cuvântul de a o mutila, de a o face mult mai umană și aici ajungem în dimensiunea aceea a înțelegerii ce este cu adevărat Biblia, pentru că și până la urmă Biblia este revelația lui Dumnezeu, exact descoperirea aici, de sine exact a lui Dumnezeu. Vreau să ajungem la Biblie egal revelația lui Dumnezeu. S-au schimbat lucrurile pe parcursul celor 2000-3000 de ani de când avem Scriptura? Dacă ne uităm la mesajul Bibliei, observăm o constantă, o continuitate a unui mesaj care este relevant și a fost relevant pentru toate perioadele istorice. În același timp ne gândim și la statutul nostru ca oameni. S-a descoperit și psihologic vorbind, s-a descoperit că nevoile oamenilor au rămas aceleași de-a lungul timpului. Avem aceeași nevoie de dragoste, aceeași nevoie de înțelegere, aceeași nevoie de siguranță. Lucrurile acestea au rămas aceleași. Pe de altă parte, ne uităm la ce spune Dumnezeu despre sine. Eu sunt același și ieri, și azi și în veci. Eu nu mă schimb. Și atunci nici mesajul lui Dumnezeu nu se schimbă. Însă problema apare când felul de a fi al oamenilor intră în conflict cu voința morală a lui Dumnezeu. Și atunci observăm din ce în ce mai mult, chiar și în bisericile creștine, că oamenii își doresc un Dumnezeu care să fie după chipul și asemănarea lor, în timp ce Dumnezeu vrea să fie niște oameni după chipul și asemănarea Lui. Aici este marele conflict și tocmai pentru că trăim într-o astfel de perioadă, oamenii și-ar dori să modifice, să schimbe ceva. Dar aș mai spune încă un lucru acum la început. Chiar dacă vor schimba, ei vor ști că au schimbat și vor ști că voința lui Dumnezeu rămâne de fapt aceeași. Sau noi vom ști că și au noi fost vom ști, schimbat. Și noi vom ști. Vorbind în contextul inteligenței artificiale, care, iată, ar putea rescrie Biblia cu niște standarde politice corecte, da? Sintagma aceasta, political correctness, pe care o tot folosim, cum integrăm ideea de revelație? Ce înseamnă revelația Scripturii și de ce, practic, inteligența artificială n-ar avea nimic de a face cu revelația lui Dumnezeu? Nu știu dacă o definiție a revelației în contextul acesta ne ajută foarte mult, deși își are nivelul ei de utilitate, însă Scriptura este într-adevăr o carte revelată, adică are o sursă care este din afara sistemului nostru de elemente cunoscute. El are, o are ca sursă, îl are ca sursă pe Dumnezeu ca autor. Și atunci inteligența artificială ar fi practic o altă sursă pentru învățătura Scripturii. Inteligența artificială este eventual un foarte puternic compilator de idei. Însă acest compilator este setat să ocolească anumite tematici și să promoveze alte tematici. De asta spun,
Revelația este elementul cheie, pentru că Scriptura vine din partea unui Dumnezeu etern, iar definiția revelației nu este atât de utilă cât efectele revelației Scripturii asupra oamenilor care au intrat în contact cu Sfânta Scriptură. Spun lucrul acesta pentru că, în primul rând, orice creștin cunoaște că în momentul în care s-au simțit în propria experiență că în momentul în care a luat contact cu Scriptura, lucrurile deja se schimbă. Odată, ființa lui intră într-o zonă de transformări existențiale, spirituale foarte evidente. Din rău devine bun, din bețiv devine abstinent, din violent devine blând și așa mai departe. Apoi, Sfânta Scriptură are potențialul acesta demonstrat de a fi enunțat anumite profeții și profețiile să se fie împlinit. Aceasta înseamnă revelație. Dacă m-aș opri un pic doar la primul aspect pe care l-ați semnalat, puterea aceasta transformatoare cumva a Scripturii. Nu poate genera inteligența artificială decât totuși poate motiva puțin. Putem vorbi de faptul că inteligența artificială ar rescrie Scriptura sau până la urmă poate nici ar fi cazul să spunem că rescrie Scriptura, ci am putea spune că rescrie codul de valori pe care noi să ni-l asumăm. Până una alta, inteligența artificială este un computer care are în spate niște oameni care, în momentul în care introduce un anumit set de coduri, aparatul lucrează pe codurile respective. Depinde cine este, cum să spun, pe românește, depinde cine este la butoane. Biblia respectivă, noua Biblie, noua versiune, este foarte mult asemănătoare mentalului și ideologiei oamenilor care sunt în spate la butoane. Despre asta vorbim. Adică, în secunda asta, inteligența artificială poate genera o versiune peste a Bibliei, peste două minute poate genera altă versiune. Și versiunea 1, și 2, și 3, și N versiuni care vor fi date pe piață, dacă sunt setate să le lipsească elementul acesta relațional între om păcătos și Dumnezeu, nu vorbim acolo decât despre o maculatură, despre o carte, despre o colecție de citate interesante pe care le găsești oricum pe internet. Până la urmă, ceea ce spuneți și ceea ce înțeleg este că se încearcă într-un fel sau altul ocolirea sau renunțarea la principiile Bibliei. Și aici cred că este momentul sau ar fi cazul ca încă o dată să vorbim despre ce înseamnă să crezi, să citești, să crezi și să trăiești după principiile Bibliei. Ce s-a întâmplat cu oamenii care de-a lungul timpului au negat aceste principii? Au fost mai fericiți, au fost mai împliniți, au avut mai mult succes? Istoria cunoașterii Bibliei a demonstrat că se poate vorbi de o schimbare a unei vieți în bine și nu mergem doar pe ideea de schimbarea unei vieți, deci la nivel individual, ci se poate vorbi la nivel colectiv sau la nivelul unei societăți. Este cunoscut faptul că în momentul în care a avut loc reformațiunea și Biblia 1517, cunoscută reformațiunea lui Martin Luther, și Biblia a ajuns să fie răspândită, tipărită, să ajungă în mâinile oamenilor, de-abia atunci s-a ieșit din evul mediu întunecat. Asta ne spune că Biblia a avut rolul ei de a deschide mintea. Biblia te ajută să gândești, deși din păcate este acea sintagmă des folosită, crede și nu cerceta. Din contră, Biblia spune foarte clar să cercetezi, să analizezi lucrurile, să poți să faci o analiză între cauză și efect. S-a ieșit din evul mediu, iar pe măsură ce societatea s-a dezvoltat, pe măsură ce Biblia a ajuns în diverse societăți și a fost luată în serios, colectivitățile respective au trecut printr-o transformare morală, socială, care a condus apoi la o dezvoltare economică. Dar mai seamănă țările... societățile acelea cu societatea noastră de astăzi? Putem să ne așteptăm la aceeași transformare astăzi în urma citirii Scripturii, la fel cum ne așteptam acum 100 sau acum 300 sau acum 500 de ani? Să nu uităm că puterea de transformare a Bibliei nu stă în scris, în pagină, ci stă în
ce este în spatele acestei scrieri, este vorba de Duhul lui Dumnezeu, pentru că schimbarea se poate face, într-adevăr, se poate face o schimbare și prin educație. Dar este o transformare limitată. Dar dacă pe lângă educație este o educație morală care este susținută de Duhul lui Dumnezeu, atunci transformarea respectivă este o transformare de fond, este o transformare fundamentală. Aici vorbiți de un act mistic. Nu este vorba doar de un act pentru că mistic. Doar citirea Scripturii nu te face în sine mai bun din ceea ce înțelegi. Asta a spus. De exemplu, în măsura în care propunerea cu pricina sau observația cu pricina vine din partea unei personalități de factura lui Yuval Noah Harari, care este o somitate în momentul acesta la nivel mondial, dacă te duci la, nu știu, la Cărturești, dacă te duci la Humanitas, găsești cărțile lui, sunt peste tot. Treaba asta nu este naturală, nu este normală. Harari este în momentul acesta unul dintre ideologii principali de la Forumul Economic Mondial, care este o structură aproximativ suprastatală, care se ocupă cu implementarea destul de practică a unor ideologii de fracturare, de eliminare, de scoatere din conștiința oamenilor a Sfintei Scripturii. Lucrul acesta nu este, dacă odinioară părea că este la nivel de, ce să zic, conspirație, în momentul acesta se știe foarte concret lucrurile acestea, pentru că pe site-urile acestei suprastructuri există enunțate cu subiect și predicat ideile cu pricina. Harari, în primul rând, este un om care, deși pozează într-o superbă, adică, ce să spun, oferă un display grozav de inteligență, de înțelegere superioară a lucrurilor, omul acesta în realitate este un om imoral. La un moment dat, în material... Da, știu, fiecare dintre noi avem capacitatea de a fi imoral și suntem, însă el este un susținător pe față al unuia dintre lucrurile pe care Scriptura îl numește păcat, el este homosexual. Citești în biografia lui și vezi traumele pe care le-a trăit în viața lui, este căsătorit cu cineva de nu știu câți ani, de două decenii și felul lui de a fi, pentru că dacă citești din cărțile lui Harari, găsești la fiecare pagină o raportare la Scriptură, o raportare negativă la Scriptură. Dumnezeu este un personaj mitic. Scriptura este o carte de ficțiune. Păi și dacă lucrurile stau așa, un pic, să-mi termin propoziția. Problema este a conștiinței lui, care este fracturată de mesajul de bază al Scripturii, care interzice, de exemplu, păcatul pe care îl practică cu atâta sete. Și decât să se retragă din zona aceasta a păcatului, preferă să facă un lucru care este extraordinar de periculos, nu doar pentru el, cât pentru mulțimea acelor gură cască care privesc și îl cred. Preferă să distrugă Scriptura. Atât de fervent, atât de dese referiri sunt la Scriptură, că nu e bună, că este limitativă, că te aruncă în evul mediu. Este o problemă psihologică în ceea ce îl privește pe el. Încercarea aceasta o încadrez foarte bine la ceea ce spunea Scriptura. Petru, 2 Petru, spune: în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Pentru că asta este problema aici, când nu vrei să te conformezi, așezi, să te conformezi, mai bine distrugi instanța care te judecă. Cum se face în judecătorii astăzi, vrei să recuzezi judecătorul. Ei vor să recuzeze Scriptura pe linia aceasta. Și spune, oameni din gama asta spun, unde este făgăduința venirii lor? Că e o problemă teologică, este o problemă de distrugere a avertizorului de integritate, ceea ce este extrem de periculos. Dar dacă totuși mergem pe premisa sau pe ideea pe care ați lansat-o, că unul ca el și ca mulți alții ar putea crede că Scriptura este o colecție de bazme, de, nu știu, de chestiuni care oricum nu sunt reale. De ce să te temi? Eu nu cred în vrăjitoare, nu mă tem de vrăjitoare, de exemplu. Tu nu te temi ca creștin și n-ai de ce să te temi, pentru că acesta este unul dintre cele N demersuri ale satanei de a distruge Scriptura. Unul.
că este cel mai nou pe piață, este adevărat. Dar Marcu, de exemplu, evanghelistul, în capitolul 13, spune: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Adică e adevărat că ne presează această nouă idee și ne dă fiori, că s-ar putea să rămâne mâine pe mine fără Scriptură. E adevărat. Dar n-am nicio temere, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna a fost peste orice încercare umană. Să nu uităm un lucru. Este un om foarte inteligent. Este profesor de istorie. Și trăiește în zona unde s-au făcut cele mai importante descoperiri arheologice care susțin istoricitatea Bibliei. Aceasta înseamnă că el nu este dintre cei care nu știu. Și mă gândesc la un verset tot din a doua Petru, capitolul 3, versetul 5, căci în adins se fac că nu știu. Deci este în realitate o încercare de îndepărtare a unui cod moral care a intrat în conflict cu voința lui. Și cu practicile lui. Și cu practicile lui, corect. Dar de ce ne-ar îngrijora sau ne-ar înspăimânta mai mult ceea ce se întâmplă acum? Pentru că, în esență, lucrurile acestea nu sunt noi. Încercări de anihilare, de anulare, de distrugere ale Scripturii au fost întotdeauna. Este o diferență. Este o diferență majoră. De-a lungul istoriei s-a încercat ascunderea Bibliei. Au fost date edicte, bule, împotriva celor care citeau Biblia. Bibliile erau neautorizate, deși erau Biblii în adevăratul sens al cuvântului, dar neautorizate de Inchiziție, erau arse în piețele publice. Însă Biblia era aceeași. Nu era o schimbare a textului, o transformare a lui. În schimb, în ultimii ani, vorbesc de 20, 30, 40 de ani, s-a încercat o rescriere a Bibliei după societatea modernă. Nu este cea mai ultima, dar este cea mai importantă mișcare acum de schimbare a Bibliei, iată, printr-o inteligență artificială, pentru că pentru un om ar fi complicat, chiar pentru o comisie ar fi complicat să schimbe toată Biblia. Dar, practic, dar noi am putea considera... Lăsați-mă să termin ideea aceasta. Însă, în ultimii ani s-au produs anumite transformări, au apărut variante ale Bibliei cu anumite pasaje care au fost contestate, scoase, cu anumite lucruri care au fost introduse, că este vorba de anumite grupări religioase care au vrut să scoată ceva și să introducă ceva. Deci acum avem, de fapt, o diversitate de Biblii, deci avem o Biblie autentică și o diversitate de Biblii care au suferit mici modificări și acum se vine cu varianta unei transformări majore. Aici apare marele risc, pentru că dacă înainte se încerca distrugerea Bibliei, dar era una, acum va fi o paletă largă din care fiecare își va alege ce îi se va potrivi cel mai bine. Dacă acum, să zicem, dilema este ce traducere a Bibliei să folosești, atunci va exista dilema ce variantă a Bibliei folosești. Da. N-ar fi mai cinstit să nu-i mai spună Biblie, să nu-i mai spună Cuvântul lui Dumnezeu? Da, pentru noi ar fi potrivit ca ei să spună: am făcut o carte după cum considerăm noi. Însă, vedeți, este o problemă foarte stringentă pentru ei. De ce homosexualii își doresc o Biblie care să fie scrisă în așa fel încât să fie scoase acele părți din Scriptură care condamnă această diversitate sexuală? Îi putem accepta, îi putem, dacă este alegerea lor, dar ei nu se mulțumesc cu lucrul acesta, ci au nevoie de ceva care să le spună sau că ce fac ei, să le justifice, dar să le spună că ce fac este bine. Acesta este și motivul pentru care se încearcă această rescriere a Bibliei. Da, corect ar fi să spună: rămâneți voi cu Biblia voastră și noi ne facem o carte a noastră. Însă au nevoie de o justificare în care să li se spună că modul în care trăiesc și ce fac este bine. Care e avertizarea pentru noi? Ce facem în contextul acesta? Ținând cont de ceea ce ne așteaptă, de ceea ce s-ar putea întâmpla. Eu cred că... Răspunsul acesta aș vrea să fie și concluzia emisiunii, da, pentru că am ajuns la final. Într-un astfel de timp, eu cred că Dumnezeu are nevoie de oameni care să susțină integritatea Bibliei și autoritatea ei. Nu că Dumnezeu nu o face, este cartea Lui, dar o face tot prin oameni.
Un al doilea aspect important este acela de a promova Biblia. Să nu uităm că în bisericile creștine, ultimele date statistice pe care le avem din diferite țări europene, dar și din Statele Unite, arată că nivelul de cunoaștere și de citire, de studiere al Bibliei începe să fie din ce în ce mai scăzut. Deja avem un procent extrem de mic al celor care citesc Biblia. Iar în al treilea rând, pentru ca Biblia să fie relevantă pentru societatea de astăzi, este important să fie niște oameni care să demonstreze prin viața lor că Biblia este autentică și transformatoare. Și cred că lucrul acesta este, din punctul meu de vedere, cel mai important. Mesajul de final. Cred că deseori pasiunile rele ale oamenilor, ale noastre, ne dictează teologia. Este punerea căruței înaintea cailor. Lucrurile trebuie să fie pe dos. Scriptura n-a salutat niciodată pasiunile păcătoase ale oamenilor și n-a încercat să le justifice. Dimpotrivă, a recomandat o operație spirituală pe care o realizează Dumnezeu. Aș încheia cu un gând din Cartea Evreilor, mai ales că Harari este evreu și Schwab de asemenea sunt evrei. Spune, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ar fi bine să ne așezăm încă o dată pe masa aceasta a operației spirituale. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-adevăr, Biblia este mesajul lui Dumnezeu pentru noi, cuvântul revelat, ce are o putere transformatoare asupra celor ce îl citesc, este veșnic, deși oamenii și demonii au încercat și vor mai încerca să-l distrugă sau să inimicească influența. Este sursa noastră de putere, este resursa pentru a afla ce avem nevoie pentru mântuire și este mijlocul prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu și planul lui pentru noi. Indiferent de planurile oamenilor, să credem mai departe declarația lui Iisus. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Nu inteligența artificială este dușmanul nostru în a ne apropia de Scriptură în mod autentic, ci neglijența noastră. Citirea și cercetarea zilnică a Scripturii este alegerea noastră, iar azi suntem liberi să facem lucrul acesta.